Bună ziua! Numele meu este Tudose Ioana, sunt elev în clasa 4A la școala gimnazială Elena Doamna din Tecuci. Și astăzi vreau să vă prezint cartea Ivan cel fără de seamă, scrisă de Catherine Applegate, de la editura Arton din colecția Smart Blue. Cartea a fost premiată cu medalia Newbery în 2013 și a fost creat și un film pe baza ei. Ivan este o gorilă cu spinarea argintie, închis în mall-ul Big Top de la ieșirea numărul 8, pentru a aduce clienți. Într-una din zile, este adusă o elefanțică pe nume Ruby, pentru că mall-ul este pe cale să dea faliment. Pe patul de moarte, Stella, un elefant bătrân, care și-a trăit toată viața în acel mall, îl pune pe Ivan să promită că o să o scoată pe Ruby din acel loc îngrozitor. Pentru că gorilele niciodată nu-și încalcă promisiunile, acum Ivan este nevoit să găsească o metodă prin care să o scoată pe Ruby din mall. El ne învață că totul este posibil, să nu ne dăm niciodată bătuți, și să continuăm să visăm. Este o carte care poate fi citită la orice vârstă, pe care vi-o recomand din toată inima. Scrisul este parțial mare și avem ilustrații pe alocuri. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final și că v-am trezit interesul pentru lectura acestei cărți. Pa, pa, cititorilor! Vă pup!